Provostru, mă vede și mă aude toată lumea? Aleikum salam, salut! A rezolvat până Aude acum. și se vede. Și aud! Aleikum salam, salut! Ar vrea să începem, nu seara asta eu să țin lecția. Ar vrea să o începem cu o rugă simplă. Bismillahirrahmanirrahim, Dumnezeu ce-mi lăsit și îndrător. Doamne, ajută-ne să învățăm lucruri bune și să mergem pe calea cea dreaptă. Întărește-ne și ferește-ne de a ne îndepărta de calea cea dreaptă. Numele Tău, amin. Subiectul din seara asta o să fie versetul 6 din sura 31, adică versetul 6 din sura Lucman. E un verset pe care probabil l-ați auzit, mulți dintre dumneavoastră, în mod special în discuțiile despre muzică și foarte des greșit folosit ca o dovadă că muzica ar fi haram. Ceva în căști și nu știu dacă e de aici. Aude bine? Da, se aude bine. Ok. De când în când o să mai verific. Bun. Și versetul despre care vorbim, am să-l citesc ca să fie mai simplu. Dintre oameni, cineva cumpără povești vesele, cu care rătăcește de la calea Domnului, cu neștiință și spre a-și bate joc. Aceștia vor avea o sândă umilitoare. Adeseori am auzit probabil explicația că acele povești vesele sau în altă versiune, în alte traduceri, povești deșarte, se referă la muzică. Asta este din cauza că majoritatea oamenilor învață chestia asta dintr-o adnotare făcută în anumite traduceri, imediat după povești deșarte, scrie în paranteză, adică muzică, sau notele de subsol. E bine, de fapt, acest verset este mult mai complex și se referă la ceva mai mult decât doar muzica. Ca să înțelegem un verset în deplinătatea lui, trebuie să înțelegem și de ce a fost revelat sau în ce context a fost revelat. Versetul despre care vorbim a fost revelat într-un context specific pentru problema lui Nadir ibn Harith. Nadir ibn Harith era un om de afaceri politeist din vremea din Mecca, în vremea în care Islamul a început să se răspândească. Ca majoritatea oamenilor de afaceri de atunci, ce făcea? Se plimba cu caravana. Pleca în alte zone ca să cumpere marfă, să o aducă înapoi să o vândă sau să vândă marfa din Mecca. Unul dintre locurile în care călătorea foarte des Nadir bin Harith sau Nadir ibn Harith, oricum vreți să spuneți înseamnă același lucru, Nadir fiul lui Harith, era Iranul. Călătorea foarte des în Iran. În perioada în care Coranul a început să fie revelat, acesta a cumpărat din Iran o carte de povești. O carte de povești și legende. În momentul întoarcerii la Mecca, ca de obicei, pentru că pe vremea aceea cele mai importante lucruri în acea zonă erau poveștile, poeziile, povestioarele și legendele. Nu aveau HBO și AXN să stai să uite la televizor. Stăteau și erau oameni care efectiv spuneau povești și din treaba asta făceau bani. Erau plătiți de alți oameni ca să le asculte poveștile. E bine, Nadir bin Harith s-a întors în Mecca cu această carte de povești. Într-adevăr, poveștile sunt foarte importante și astăzi, cum spune domnul Octavian. Acum le avem în filme și seriale. Nu mai stă nimeni să le povestească la foc. S-a întors și a început să vorbească din nou, ca de obicei, să povestească oamenilor aceste lucruri și să adune bani pe treaba asta. Singura problemă e că în momentul acela era deja un povestitor mai important și mai bun decât tot restul povestitorilor.
era un povestitor care aducea un mesaj ce era ascultat mai mult de ceilalți oameni. A adus un mesaj divin. Acel povestitor era profetul Mohamed, pacea fie asupra lui, și oamenii ascultau mesajul coranic. Pentru că oamenii ascultau mesajul coranic, printre alte probleme, pentru că Coranul a adus foarte multe reglementări în viața oamenilor, printre alte probleme, una dintre situațiile grave era faptul că povestitorii își pierdeau ascultătorii. Așa că Nadr bin Harith venea oamenilor și le spunea: nu mai ascultați voi poveștile despre Adam, Ad și Tamud de la Mohamed. Ce povești vă spun el despre niște oameni și lucruri pe care le-au învățat de la îngeri? Ascultați poveștile mele, vă spun povești mai frumoase despre Rustam și Shadir și despre foarte mulți regi persani. Exact, distribuia folclor pe bani. Nu era nimic pe puncte. Ei bine, se anumiți învățați, anumite povestiri culese spun faptul că Nadr bin Harith nu s-a întors doar cu o carte de povești, ci s-a întors și cu o sclavă care să-i cânte poveștile. Iar în momentul în care oamenii se adunau să asculte Coranul și mergeau să învețe, nu doar să asculte, atenție, și învățau atunci, învățau Coranul de la profetul Mohamed, pacea fie asupra lui, el își punea sclava să cânte și chema oamenii să asculte poveștile mai frumoase. Într-adevăr, probabil erau niște povești foarte interesante, dar erau povești de șarte față de mesajul coranic. Bun. Acum am înțeles în ce context a venit versetul. Problema la care ne referim în acest verset sunt acele povești de șarte, și anume lahw al-hadith în limba arabă. Lahw al-hadith, acele povești de șarte, multă lume le referă ca fiind muzica. Dar de fapt se referă la povești, la muzică, chiar la cântări, la legende cântate sau orice ne distrage de la ascultarea Coranului și de la practica religiei. Pentru că de fapt aceste povești frumoase, aceste povești, povești vesele sau povești deșarte sunt distracții. Versetul face referire în speță la distracțiile care ne opresc de la ascultarea Coranului, de la rugăciune, de la practicarea religiei și ne îndreaptă spre orice altceva cu mult mai lipsit de importanță. Ca să facem o echivalare în ziua de azi, am putea spune că intră timpul de rugăciune și noi ne uităm la un serial, a ieșit ultimul sezon aseară și trebuie să-l vedem tot. Nu mergem la rugăciune pentru că stăm să terminăm sezonul. În cazul de față, aceasta ar fi poveștile de șarte, lahw al-hadith, la care se referă acest verset. Dacă în loc să mă duc la rugăciune sau în loc să iau parte la predică, stau și ascult muzică în contextul dat, muzica devine acel lahw al-hadith, acea poveste de șarte. Practic orice lucru ne distrage de la practica religioasă, orice lucru ne îndepărtează de la Coran, de la învățătura coranică, este o poveste de șartă sau o poveste veselă a cărui scop este doar distragerea. Deci versetul în mod clar nu face referire la muzică și nu spune că muzica ar fi haram, ci face referire la orice distragere. Despre care orice distragere care ne îndepărtează de la practica religioasă. Un alt lucru la care mulți comentatori a Coranului și mulți învățați ne atrag atenția, în verset este foarte important să ne concentrăm pe poveștile de șarte, lahw al-hadith, dar și pe iștara, a cumpăra. Pentru că versetul ne spune, cineva cumpără povești vesele cu care rătăcește oamenii. E bine, acel a cumpăra are două sensuri. Unul mai simplu și se referă la faptul că
Narith ibn Harith a cumpărat acele povești și a cumpărat sclava care îi cânta legendele, la, în același timp oamenii plăteau ca să asculte legendele și poveștile. Și în mod mai profund, Ishtara, acela a cumpăra, se referă la faptul că oamenii cumpără acea distracție, cumpără acea proastă îndrumare cu prețul bunei îndrumări, cu prețul Coranului, cu prețul salvării sufletelor noastre. La cam atât se rezumă explicația versetului. Are cineva întrebări? Salam alaikum, mă auzi, Daniel? Da. Da, vă auziți? Scuză-mă că nu mi-am revenit de pe urma laringitei de care a suferit săptămâna trecută. Deci am așa o idee, poate e corectă, poate nu, tu ești mai pregătit ca să-mi răspunzi. Știi că înainte de apariția religiei monoteiste, toate părțile lumii erau epopeile astea cu eroi. Iliada, Odiseea, la greci, vitejile lui Rustem, la perși, erau aceste Ramayana, la hinduși, Mahabharata. Deci exista o formă de, cum să zicem, tradiție din asta epică, eroică. Și e posibil că acest degustor să fi venit cu povești de genul ăsta, pe care el le răspundea, deci ținea de o cultură din asta păgână, să spunem, politeistă, știi? Și practic islamul a intrat în contact cu această tradiție premonoteistă, da? Și de aici s-a născut acest verset, pentru că lumea asculta aceste epopei, fantezii, erau și ele niște chestii educative până la urmă, dar nu poți compara revelația monoteistă cu așa ceva. Înțeleg bine problema sau poate am exagerat? Da, da, nu, înțeles perfect. Asta era problema, faptul că oamenii erau distrași de la revelația divină cu astfel de povești. Și cel mai probabil, cum am spus și dumneavoastră, aveau și oarecare însemnătate religioasă, pentru că până la urmă, pe vremea aceea în Mecca, cel mai mare și mai important negoț era negoțul religios. Adică vindeau cruci, cruciulițe, pietricele, curmale și alte chestii cu însemnătate religioasă pentru diverse credințe. Deci, mă auziți? Da, da. Deci, la modul clar și concret, nu este haram muzica. Hoja, deci muzica nu este haram, dar este haram ceea ce ne poate sau nu chiar haram, neplăcut sau cum putem spune, este ceea ce ne distrage de la ceea ce trebuie să facem. Versetul în speță nu se referă la muzică și clar muzica în sine nu este haram. Personal eu nu am găsit nicio revelație clară referitoare la muzica ca idee generală fiind haram. Având în vedere că avem și foarte multă muzică religioasă, ar fi absurd să spunem simplu muzica e haram. E ca și cum am spune ciorba e haram. Simplu. De ce? Pentru că există ciorbă cu carne de porc. Deșteaptă observație. Ciorba în sine nu e haram. Carne de porc e haram. În schimb, dacă eu fac o ciorbă de fasole, numai de fasole, nu e niciun bai. Pot să o mânc liniștit. Dacă în ciorba aia de fasole arunc și un cioan afumat de porc și am mai pus și carne, că din tot amarul, aia devine haram. Dar nu din cauza ciorbei în sine, ci din cauza cărnii de porc. Dar de ce a fost așa de simplu să fie? N-aș spune neapărat manipulat versetul, pentru că nu cred că cineva care traduce Coranul ca idee generală sau face un comentariu are neapărat intenția de a manipula versetele coranice. Problema e că oamenii iau doar spusele cuiva sau doar o anumită explicație. Cum am spus, de multe ori în acel verset, lângă poveștile de șarte sau poveștile vesele, există diferite traduceri. O să găsiți un mic asterisk care trimite în josul paginii și spune muzică sau adică muzica.
La fel am găsit și în traducerea în limba engleză, trei dintre versiuni, și la fel am găsit și într-o traducere în limba franceză. Apare asterisul sau paranteza unde scrie adică muzică și oamenii se limitează acolo. Ca să înțelegem cu adevărat un verset, nu putem nici să-l scoatem în context, adică trebuie să luăm și ce a fost înainte și ce vine după și mai important să înțelegem contextul în care a venit. De fapt, tefsirul la origine nu era o explicație a Coranului pe care o făcea cineva în funcție de propria experiență sau propriile cercetări. Primele tefsiruri erau o înregistrare a contextului istoric în care a fost revelat un verset. Practic, consemnau situația pentru care a fost revelat un anumit verset. Pentru că anumite versete au venit pentru anumite timpuri exacte sau pentru anumite situații și ca să le putem înțelege, trebuie să înțelegem și situația. Exact cum este și situația cu Nadr bin Harith. În momentul în care înțelegem de ce a venit acest verset și la ce se referă acel Lahul Hadith, acel povești de șarte, atunci putem să pricepem că nu este vorba de muzică sau nu este vorba doar de muzică, ci este vorba de orice distragere de la calea cea dreaptă, de orice distragere de la cuvântul lui Dumnezeu. Cum am spus că trebuie să luăm și ce vine înainte de verset și ce vine după verset, dacă ne uităm în aceeași sură, sura Luqman, înainte de versetul 6, mai avem încă 5. Și dacă îmi permiteți să citesc. Deci, înainte de a vorbi despre poveștile de șarte, poveștile vesele, Coranul ne vorbește despre, versetele ne vorbesc despre călăuzirea Coranului, despre călăuzirea cărții înțelepte. Deci, practic, se face o separare între poveștile de șarte, între distracții și versetele cărții înțelepte. În versetul 5, ne spune despre cei care ascultă versetele și urmează versetele, se vorsesc rugăciunea și dau milostenie, spun că aceștia sunt călăuziți de Domnul lor și aceștia vor fi fericiți. În contrast cu versetul 6, unde ne spune că cei care cumpără poveștile de șarte vor avea o sândă umilitoare. Dacă continuăm citirea și mergem la versetul 7, o să vedem că spune, când îi se recită versetele noastre, se întoarce cu trufie, ca și cum nici nu le-ar fi auzit, ca și cum urechile lui ar fi lovite de pierzanie. Vestește-i o osândă dureroasă. Deci, practic, din nou face referire la acel om care alege distracția în locul îndrumării, versete de șarte în locul versetelor cărții înțelepte. Cu permisiunea, Hoxha, cum spunea domnul Abdullah acum câteva zile și fratele nostru Octavian cu remarca, deci importanța este în citirea Coranului, în cunoașterea informației a acestei îndrumări. Acestei îndrumări care o găsim în Coran, și nu căutări la Gigi Vasilică și Așali Salam, dar nu mai am. Deci, cu tot respectul pentru toți oamenii învățați, iubesc oamenii care citesc, oamenii care cercetează, oamenii care caută. Dar înainte de a asculta acești oameni, trebuie să ascultăm de informația minunată pe care ne-o dă Bunul Dumnezeu. Și vreau să mai fac o referire la tefsir. Foarte multă lume nu citește Coranul, dacă dă o căutare rapidă pe internet și citește, face o traducere de la un tefsir. Într-adevăr, cum spune și Hoxha, tefsirul era o explicație a Coranului cu Coranul și legătura dintre versete pentru momentul în care a fost revelat. Și în acest sens aș vrea să dau un exemplu, cu permisiunea dumneavoastră, referitor la cele trei versete care ne vorbesc despre alcool. Să ne amintim versetul în care ne spune Dumnezeu preanaltul, Allah subhanahu wa ta'ala, ne spune: și nu vă duceți voi la rugăciune băuți ca să știți ce spuneți Domnului vostru.
dacă am ascultat acest verset și luăm și versetul în care ne spune în băutură există ceva bun, dar există mai mult rău, deja suntem în ceață. Bem sau nu bem? Dar mai este un verset care ne spune că băutura este interzisă. Bun. Un tefsir bine conturat o să explice apariția celor trei versete și care realmente au apărut în timpuri diferite, în perioada celor 23 de ani cât a fost revelat Coranul, iar ultimul a fost cel care a interzis totalmente alcoolul. Deci ăsta e rolul unui tefsir grozav și explicația din seara asta acestui verset care trebuie să fim realiști, să spunem, de unii profesori este manipulat spunând că muzica este haram, dar explicația a fost extraordinară pentru mine personal s-o lămurit și sincer mă bucur tare mult. În ultimele zile am acumulat foarte multe informații dintre picăturile care le-am luat dintr-o parte sau alta de la domniile voastre și aș vrea să continuăm aceste discuții, aceste ședințe, aceste mini-lecții sau cum ați dori să le spuneți. Oricum, eu am spus întâlniri, pentru că nu este posibil să ne vedem în fiecare zi fizic, dar avem această posibilitate tehnologică și m-aș bucura să continuăm și aș vrea să participe mai multă lume cu o lecție, cu o învățătură, cu o părere. De aceea vă rog să vă gândiți la un subiect și să stabilim în fiecare zi să fie alt vorbitor. Am să-l mai rog pe Daniel, pe Hogea Daniel, îmi permit, să mă iertați? Să mai pregătească câteva subiecte. O să rog și pe domnul Abdullah, care e o persoană extraordinară. Aș putea să folosesc un termen mai vechi. Ei, sunt un pic mai bătrân. Am putea spune că e tobă de carte. Domnul Octavian, fratele nostru, să pregătească un subiect. Un om cu credință, care cunoaște multe și învățăm împreună. Pe doamna Elena și pe domnul Ignat. Deci, cred că fiecare ar trebui să prezinte într-una din serile care au rămas un subiect. Pentru încheiere, eu mă opresc aici. Pentru încheiere, vă rog să luați cuvântul. Cine dorește și să-și exprime părerea, eu am închis microfonul. Înainte să încheiem, aș vrea doar să răspund la o întrebare scurtă a domnului Octavian. A scris aici dacă muzica instrumentală sau muzica cântată din gura omului ar fi haram. Cert e că nu avem nicio interdicție clară la niciuna dintre ele. Există diverse păreri, diverse discuții referitoare la anumite instrumente sau altele care ar fi haram sau halal, interzise sau permise. Dar clar vă pot spune că muzica religioasă islamică este și muzică cântată doar din gură, este și muzica acompaniată muzical. Sunt și melodii care nu au cuvinte, doar instrument. Dacă mai are cineva o întrebare înainte de încheiere, o lămurim. Dacă pot să spun ceva, scurt. Sigur, domnul Abdullah. Vă rog. Dau un exemplu.
toată lumea știe, de exemplu, un cuțit. Este o, o folosim de bucătărie sau la niște alte lucruri. Un mijloace de folosire, să zic, dacă am spus corect. Cine folosește bine și pentru frumos, este bine și frumos și are dreptul să folosească, nu? Nu face nimic rău ceilalți. Dar este un criminal, folosește ca să omoară un om. Atunci, când să supunem că cuțitul este interzis sau ceva rău, nu putem să spunem. Cum este așa ceva și muzica? De exemplu, muzica și un mijloc de comunicare între oameni, chiar și între oameni și animali. Și mai ales, mai puțin și pentru plante, chiar și așa, muzică. Dacă folosim binele nostru, putem să folosim, pentru că în Coran, după cum și tu, nu este interzis. Nu este haram. Dar dacă folosește cineva pentru rău o muzică, atunci normal că nu e bine. Pentru că omul folosește ori pentru binele, ori pentru ceva zile. Asta am vrut să spun. Dacă m-am lămurit, nu știu. Nu sunt român, că așa vorbesc. Ce scuze. Aveți perfect dreptate, domnul Abdullah, și ați explicat foarte frumos. Exact așa e. Contează foarte mult cum folosim lucrurile, pentru că dacă cineva face rău cu un lucru, nu înseamnă că aia și devine haram. Și cum a spus, muzica e ceva foarte important în viața omului și chiar e un mijloc de comunicare. Într-adevăr, dacă vreau să-mi pun muzică, să mă dau cu capul de pereți și să transmit tot felul de mesaje greșite, mesaje rasiste sau alte lucruri de genul ăsta, atunci da, e un lucru rău. Dar dacă ascultă muzică care liniștește sufletul meu sau muzică care vorbește despre ceva frumos, atunci nu poate decât să fie un lucru bun. Atâta timp cât, ca și orice altă activitate din viața noastră, nu devine o distragere de la practica religioasă. Pentru că în aceeași măsură putem spune că ne distrage muzica și de asta ar fi haram, în aceeași măsură poate să ne distragă orice altceva de la practica religioasă. Poate să-mi placă să mă dau cu bicicleta prea mult și să mă distrag la practica religioasă. Asta deja ține efectiv numai de voința omului și de credința omului. Cum ați spus, dacă eu stau și mă dau cu bicicleta atâta ziua și nu îmi fac rugăciunile și nu îmi văd de practica religioasă, asta nu face bicicleta haram sau mers pe o bicicletă haram. Nu. Păcat și interzis ce fac eu. Pot să adaug câteva cuvinte? Eu am spus și despre, adică haram este un cuvânt, un termen, are numai dreptul Dumnezeu pentru haram. Adică spune că ala e haram, este s-a încheiat treaba, deci este definitiv. Nimeni nu poate să fie aia halal. Dar este pentru muzica, n-a spus nimic Dumnezeu și a lăsat oamenii ca să facă. Atunci, ce am spus eu, adică omul, dacă folosește bainele, este frumos și arată ceilalți ca să facă ceva bun. Dar dacă face ceva, cum ziceți dumneavoastră, niște mesaje sau alte, daunează pe oamenii sau pe natura, pe altele, atunci putem să interzicem. Dar nu spunem că haram, pentru că haram este un termen de la Coran, are dreptul, numai cine are autoritatea, este Dumnezeu, asta se poate. Nici profetul nu are voie să facă haram pentru altcineva, decât Dumnezeu poate să spune haram. Asta știu, după ce am citit la Coran, asta am înțeles eu, dacă nu mă înțeleg. Într-adevăr, aveți perfect dreptate. Chiar în Coran Dumnezeu ne spune să nu permitem ceea ce l-a interzis, să nu interzicem ceea ce l-a permis. Dacă nu mai sunt întrebări sau intervenții, atunci putem să încheiem. Mie mi-a plăcut analogia cu cuțitul și aia cu bicicleta, zgrozave. Dar exact cum a spus domnul Abdullah, oamenii fac uz de acest cuvânt, haram.
le place să spună haram. Nu știu ce, când îți nesiguri un picuț, imediat spun haram. Dar realmente, eu cred că 99% din cazuri cuvântul e folosit greșit. Exact cum a spus Sorgea în Coran, Dumnezeu mi-a spus, nu interziceți voi ceea ce am permis și nu permiteți ceea ce am interzis. De aceea, uneori trebuie să fim un picuț atenți când folosim cuvintele, pentru că s-ar putea să greșim. Am închis microfonul. Dacă nu mai sunt întrebări sau intervenții, cred că putem să încheiem pe seara asta. Dorește cineva să mai adauge ceva? Nu. În cazul ăsta, eu vă urez post ușor pentru cine postește și spor la pregătiri pentru iftar. Inshallah, cu voia lui Dumnezeu, ne întâlnim mâine la aceeași oră ca de obicei cu un nou subiect. Assalamu alaikum, pacea fie asupra voastră. Pace vouă, assalamu alaikum.